Bună ziua, mă numesc Costea Paul Pătruț, sunt medic în cadrul clinicii cardio de aproximativ 3 ani și sunt medic rezident pe chirurgie dento-alveolară anul 3. Are o indicație foarte largă, cu în timpul vieții cu toții ne confruntăm cu pierderea dinților și cea mai bună metodă de a reface funcțiile sistemului stomatognat și estetica este să inserăm un implant dentar în locul fiecărui dinte pierdut. Indicațiile acestea sunt foarte largi. Este orice persoană peste 18-20 de ani, în primul rând, când se oprește creșterea oaselor maxilare. Iar ca și contraindicații, acestea sunt relativ puține și țin de, ar fi niște contraindicații locale, cum ar fi igiena orală precară a pacientului, dar care se poate rezolva în timp. Și mai sunt niște contraindicații relative, ca anumite boli sistemice, cum ar fi diabetul zahară necontrolat, anumite boli autoimune.